Bună ziua sau bună dimineața! Astăzi o să discutăm ceva despre felul următor. Când îți place o anumită persoană și nu te lasă în pace. 2. În acest subiect va mai fi și ceva de genul în felul următor. Un subiect despre familia și membrii familiei care îți spune pe față noi nu te vrem în familie. Deci cea mai nașpa situație din viață. Gândește-te așa. Cuplu, băiat și fată sau femeie și bărbat. Se cunosc, se plac, dar vor să se căsătorească. Iar la nuntă își invită membrii familiei. Și poate să zicem că ar fi o soră care, nu știu, al miresei ar spune, m-aș căsători eu cu tine, nu sora mea cu tine. Înțelegi? Trecem la următoarea situație. Eu sunt unchiul care nu te las, pur și simplu nu te las să te căsătorești. Nici tu, nici tu. Meritați ceva mai bun, știi? Adică, na. Părinții, care părinții? Și încep și ei. Socrii, gineri, cuscrii și toate cele. La fel. Din nou. Nu te lăsăm să te căsătorești sau să te măriți cu acest băiat sau cu această fată. Pentru că nu vrem noi. Cândva vei avea nevoie de noi să te ajutăm să crești ba copilul, ba bani, ba nu știu ce. Extraordinar. Bogată familie, dacă te ajută, nu? Păi na, nu-i normal. Gândește că mai sunt, dacă mai ești naș sau fin, e și acolo o problemă. Dar nu te vrem noi ca naș sau nașă sau fin. Nu te vrem noi. Pentru ce? Nu știu. E scandal. Facem scandal. Orice e posibil. Cerem la poliție să-i să facă urmărire penală în miez de noapte sau la cărcănatul zilei. În miez de noapte sau în mijlocul nopții sau la sfârșitul nopții, cum vrei să-i spui? Păi da, ce? Nu e normal. Toată lumea cere ceea ce se cheamă, hai să-i spunem vere. Păi nu, dar eu vreau neapărat, da, musai neapărat să mă căsătoresc cu persoana aceea. Că ne placem, că nu știu ce, știi? Te-ai tăcănit, nu? Pe care încep membrii familiei. Când vei avea? Păi vezi, dragă, când ți-am spus, uite, acum nici mama nu te ajută, nici mătușa care spune că până la nuntă nu trebuie să vezi ginerile, că înseamnă că nu-i alegi ginerile, pentru că nu te lasă unchiul să te căsătorești. Dar dacă tu vrei să-l vezi că e totul bine și nu știu ce, mă căsătoresc eu, că e sora mea sau fratele meu, știi? Din ce în ce mai bine, nu? Dacă dai și de naș și fiind, pe ce mă, ăsta o să-mi fie nașul meu? Sau finul meu? Și câți nași sau fiind ai? Căcălău, știi? Și mai mult. Și mai tare. Sau, nu știu, când e chestia, când se desparte unul și de celălalt, nu? Dau divorț, cum ar veni, dar au fi și a fi și sunt nași. Căcălău, pe nu? Să nu fiu eu nașul mare? Bă, mă lași. Și să vede nașul cu nașa veche și nașul cu nașa nouă la biserică și botez și mormântare, nu? Dar chiar în halul ăsta m-a ajuns? Nici
Țigla de pe casă, de la blocurile de peste vis-a-vis, nu-i așa, Sparta? O zi plăcută în continuare să aveți.